Bună dimineața, suntem la startul semimaratonului Sfântul Gheorghe. Suntem pe 26 iulie aici, într-un oraș foarte frumos. Ne-am strâns o gașcă destul de mare. Suntem pregătiți să se dea startul în semimaraton. Sunt Radu Restivanu, sunt puțin al corect de pe traseu. Acest semi-maraton de 21 de kilometri este împărțit în 6 ture egale la câte 3,5. Aproximativ 3,5 kilometri. Startul s-a dat în zona centrală a orașului, parcul central, care în acest moment este în curs de reamenajare. Va arăta extraordinar, se pregătește închiderea completă a centrului. Da, o escaladă pietonală cu un dragon răpus va sta în fața prefecturii și a Consiliului Județean. Sau niște semi-maratoniști răpuși, da, de căldură. Să sperăm că nu. Bun, continuăm pe traseul din Sfântul Gheorghe, puțin la fără. Suntem în fața Teatrului Central din Sfântul Gheorghe și ne apropiem cu pași repezi de prima trecere prin fața teatrului. Chiar în prima tură, mai sunt încă 5. E o atmosferă foarte plăcută. Pune și un pic de zumba, până ne iau oamenii la bătaie. Continuăm alergarea de pe traseu. Un public foarte frumos la Sfântul Gheorghe. Și acum am avut parte și la maratonul de la Tujnat. Ne apropiem în acest moment de magazinul Sugaș, poate cel mai emblematic magazin din Sfântul Gheorghe, un fel de centru comercial Unirea din București. Și tocmai ce văd în față, că s-a dat startul cursei copiilor, care vor alerga pe două distanțe, dacă nu mă înșel, de 200 și de 400 de metri. Acesta este magazinul, îl vedeți în spate, magazinul Sugaș din Sfântul Gheorghe, și vreau să mă mai arăt niște chestii pe care le-am mâncat, o deosebită plăcere de fiecare dată când am venit aici. Această prăjitură, care este Dumnezeu pe pământ, cu mere, nucă și mac. Andreea? Ce? Bine ai venit la Sfântul. Bună. Cum te simți? Super. Mai cald. E mai răcoare ca în București, nu? Mai răcoare ca în București, da. Andreea a venit alături de Dorin și de încă doi prieteni, 3 de 1 sport. Dimineața, ca la 4 jumate. Bravo. Dar am vrut să facem o gașcă foarte frumoasă aici. Ne-am cam separat pe traseu. Ce să facem, uneori e greu să rămânem împreună. Dar ne regrupăm la final, cel puțin la o bere. Asta garantăm că se va întâmpla. Marius, unde beam o bere până aici? Și ce bere? Există vreo bere de-a locului? Da, este berea Secheișor, este berea secuiască aici în oraș. Din păcate, era mult o fabrică St. George. St. George? Da, dar Saint Pepsi. Da. Vă zic, berea asta, Secheișor, e foarte bună, sau avem la un pub din oraș bere nefiltrată, care merge ok după o alergare lungă. E atât de cald astăzi, încât am avut câteva secunde întrebarea dacă să mai continui sau nu. Temperatura este aproape insuportabilă, chiar și cu foarte, foarte multă apă consumată, se simte deshidratarea pe traseu. Mai am încă 5-6 km până la finish. Ai plecat la București? 1, 2, 1, 2, 1, 2. Astăzi la 4 și jumătate. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. De unde atâta energie, frate? 1, 2, 1, 2. Kilometru 15. 15, e cu o tură în spatele nostru. 1, 2. Dar asta nu înseamnă că suntem o super echipă. Cum te numești, cum ai aflat de noi și de ce ai venit aici? Sunt Cătălin, sunt din București.
văzut un mesaj postat pe alergare și am zis, hai să faci și pasta. Și făcând-o pasta, cum ți se pare? A fost super ok, a trecut un camion cu hoituri pe lângă mine, m-a întors stomacul pe dos, s-a rupt o frină. Și mie, și pe lângă mine a trecut. Același camion. Același camion, aceleași hoituri. Ce speranțe de timp ai astăzi? Sunt 3 ore, ești în grafic. Sunt 6 km din. Da. Bravo, Cătă! Felicitări pentru alegerea făcută. Mulțumim că ai venit în echipa 3 de un sport. O gașcă de oameni și vă rog noi. Super simpatici. Sigur, deseori sunt foarte multe chestii de aplaudat astfel de concursuri. Doar că astăzi la Sfântul Gheorghe cred că deja am trecut pe lângă noi câteva sute de mașini. E destul de mult praf din cauza lucrărilor care se desfășoară în acest moment și cam trebuie să facem slalom printre mașini. Silviu are chef și asta nu-i bine pentru mine. Aole, Silviule, tata! Hai, Silviule! Aole, tata! Hai, hai! Chiar e tata de curând, Silviu! Ha! Silviu, știi că alerg de vreo 16 km, nu? Da, știu, dar eu trebuie să-l întreg pe un domn în tricou Germaniei. Unde ai fost ieri? La maratonul Bucegilor. Și cum ești azi? Rupt! Suntem morți! La Sfântul Gheorghe! Nu ne pasă! De nimic! Bun, 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 bravo, bravo! Cum ești? Bine! Bine, a? Atât avea, bine! E, greu al naibii! Cred că tocmai l-am pierdut pe Silviu. Să încerci să prind din urmă. Apă, puțină apă! Asta vorbesc! Asta-i treaba cu apa. Mulțumesc, Marius! Era nevoie de o răcorire. Hidratarea este foarte importantă pe traseu. Mulțumim oamenilor care ne sunt alături și ne hidratează. Ne apropiem de finalul poveștii de la semimaratonul Sfântul Gheorghe 2015. Mai avem 200 de metri până la start, până la finish, până la finish. Dau vina pe soare, acolo e, dau vina pe el, ne-a bătut în cap. Mai avem foarte puțin până la finish. A fost o cursă grea, dar frumoasă. Am reușit să trecem peste micile inconveniente de pe traseu, în speranța că orașul va arăta mult mai bine peste câțiva ani. Suntem acum în fața primăriei din Sfântul Gheorghe și imediat vom coti către linia de finish. Asta a fost maratonul de la Sfântul Gheorghe 2015. Mulțumim organizatorilor! Vă mulțumim! Johnny Irkezis! Irkezis! Nu știu ce înseamnă, dar trebuie să mâncă vom primi medalile. Și apă! Vă mulțumim mult! Mulțumim mult tuturor oamenilor de pe traseu, lui Marius, care a fost alături, trainerul în sport, acest grup foarte, foarte mișto de oameni de la Sfântul Gheorghe, lui Dorin, aici, Alexandre și Marianei pentru susținere din de pe margine. Mai avem încă doi colegi care sunt încă pe traseu și Silviu, care cred că a terminat șapta de curând de la Sfântul Gheorghe. Vă mulțumesc mult pentru atenție, era de estimat, trei de unul bun. Vă zic o treabă, faceți-mi o dată, nu, eu sfără, nu stau în poziție, faceți chirurgia panoramică. Nu, no. Vorbim.